Îl binecuvântăm pe Dumnezeu, pe Dumnezeul care ne-a creat, care ne-a dat viață și până în seara aceasta ne-a purtat de grijă în calitate de copii ai Săi, ne-am întâlnit în această seară să fim alături de familia Codrean, să-i mângâiem prin prezența noastră și să cerem de la Dumnezeu mângâierea care să le aline durerea, suferința prin care trec. Dragă frate Radu, Ruben, Lidia, Rafael, familia dumneavoastră extinsă, suntem aici ca să vă fim alături în momentele acestea grele, despărțindu-vă de soție, de mamă. Suntem aici în calitate de frați, de oameni alături de care dumneavoastră ați călătorit în viața aceasta, în orașul acesta. Am venit de la Biserica Betania împreună cu mai multe familii, câțiva dintre slujitorii bisericii noastre, pentru că dumneavoastră v-ați petrecut acolo o bună parte din viață. Știu din istoria bisericii că ați fost de la început, că ați fost o familie generoasă, implicată, dăruitoare. Ați fost pentru o perioadă lungă de timp casierul bisericii și pentru tot timpul o familie roditoare. Noi toți am venit ca să vă mulțumim frumos pentru anii petrecuți acolo. Cu aproximativ 17 ani în urmă v-ați mutat în Biserica Elim, unde sunteți și acum. Și împreună vă înconjurăm cu dragostea noastră și vă aducem și noi de la Biserica Betania sincere condoleanțe. Dumnezeu din cer să vă mângâie și să vă binecuvinteze. Moartea este una dintre tainele vieții. Oamenii de știință, filozofii, teologii, predicatorii încearcă să spună câte ceva despre ea. Și orice am spune noi nu se termină niciodată de spus. Cineva spunea că ne naștem cu obligația să murim. Și adevărul este că prin păcat am ales obligația să murim. Oamenii ajung să treacă prin suferință, prin boli și prin moarte pentru că au păcătuit. Scriptura ne învață că păcatul ne-a despărțit de Dumnezeu și a adus în viața noastră suferința pe care o experimentăm și în final plecăm din lumea aceasta prin ceea ce se numește moarte. Pasajul pe care l-a citit fratele păstor vorbește despre tulburarea inimii. Mântuitorul Iisus Hristos, care a rostit aceste cuvinte, anticipează că omul în viața lui de pe pământ va trece prin stări de durere, de suferință, care îi vor mâhni inima. El anticipează faptul că inima noastră va fi uneori tulburată, din foarte multe motive. Dar el nu doar remarcă lucrul acesta, și oferă soluții pentru tulburarea inimii. Citim în Scriptură că omul a păcătuit și prin păcatul pe care l-a făcut a venit moartea. În Evrei, în capitolul 2, versetul 14, Biblia ne spune că moartea este puterea păcatului. Diavolul are putere pentru că noi am păcătuit. Puterea lui este moartea și oamenii se tem de moarte. Dar puterea morții este păcatul. Moartea nu ar avea putere asupra noastră dacă noi n-am fi păcătuit. Păcatul nostru îi dă lui dreptul să aducă moartea. Dar puterea păcatului este legea. Dacă n-ar fi fost o lege pe care noi să o încălcăm, n-am fi păcătuit. Noi încălcăm legea și încălcarea legii se numește păcat. Nu poți să treci pe roșu, pe culoarea roșie a semaforului, la o intersecție unde nu există semafor. Dar unde există semafor, poți să treci pe roșu și trecând pe roșu te faci vinovat de încălcarea legii și în consecință ești pedepsit. Însă totul pleacă de la diavolul, care folosește puterea morții, moarte, care folosește puterea păcatului, păcat, care este generat de încălcarea legii. Lege care profită de firea noastră pământească.
Noi suntem ființe triunice. Suntem formați din duh, suflet și trup. Mântuirea lui Dumnezeu ne afectează, ne regenerează, ne schimbă duhul și sufletul. Dar trupul, carnea noastră, pe care Biblia o numește fire pământească, aceasta nu se schimbă niciodată. Instinctele primare sunt aici. Și cu această fire pământească, omul cel nou în Hristos, din interior, se va lupta până la sfârșit. Firea pământească își va dori tot timpul să păcătuiască, pentru că aceasta este dorința cărnii. În carne asta este pofta și pofta va dori să se manifeste. Însă omul din lăuntru a primit o altă lege. Nu mai este legea poftei, este legea lui Hristos, legea de viață, nu legea morții. De aceea există o tensiune în interiorul nostru. Ne trece prin minte că ne-ar place să, și conștiința ne aduce aminte că acel să este păcat. Și atunci încercăm să ne ferim de păcatul ăla prin puterea pe care ne-o dă Dumnezeu și Duhul care este în noi. Nu vreau să filozofez pe tema asta, am vrut doar să spun că se ajunge la tulburarea inimii, unde oamenii se îmbolnăvesc, suferă, se despart și în final mor, pentru că prin păcatul pe care noi l-am ales, de fapt am ales și obligația să murim. Și nimeni nu se poate lupta cu moartea, pentru că este dreptul ei, datorită păcatului, să murim. Iar Domnul Iisus Hristos anticipează că toate despărțirile, toate suferințele, toate neînțelegerile și în final moartea, plecarea cuiva drag, va aduce tulburarea inimii. Și El spune să nu vi se tulbure inima. Dar cei care stau pe primele bănci, familia îndoliată, îndurerată, se întreabă, pot eu să-i spun sentimentelor mele să nu se tulbure? Pot eu să-i poruncesc inimii să uite că tovarășul meu de viață este în sicriu? Cum este posibil să nu mi se tulbure inima? Că aș vrea, dar nu pot. Noi putem să ne schimbăm gândul, ne mutăm gândul de la o idee la alta, de la o amintire la alta, dar nu ne putem schimba sentimentele. Sentimentele urmează gândurile și în final se schimbă și ele. Dar aș vrea să stăruiesc un pic asupra acestei idei. Care? Ce facem când ni se tulbură inima? Mântuitorul Iisus Hristos, în pasajul care a fost citit, oferă cel puțin 4 răspunsuri. Primul, când inima se tulbură, credința în Dumnezeu aduce echilibru, liniște și pace. Așa spune Scriptura, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Ce presupune în mod foarte concret să ai credință în seara aceasta? În seara aceasta, credința trebuie să spună că omul când se naște, el se naște cu obligația de a muri în buzunar. Și cândva această obligație se va activa și omul va pleca din lumea asta. În consecință, e normal să mor cândva. Dacă nu acum, mâine, dacă nu mâine, poi mâine, cândva în viitor. 70 pentru cei mai mulți 80. Credința ne ajută să ne aducem aminte că cel care a plecat, el nu are durerile pe care le are cel care a rămas. Durerile despărțirii le simte cel care a rămas, că el rămâne cu amintirile, cu golul, poate cu frustrările, poate cu neputința, dar cel care pleacă se duce la Domnul. La Domnul nu mai există starea asta de regret, de remușcare, de amărăciune. Dar aici pe pământ noi regretăm, a plecat mami, a plecat tati, a plecat soția, a plecat soțul. Este, nu înseamnă că cei rămași în urmă nu cred că cel care a plecat s-a dus la Domnul. Ba da, știe că s-a dus la Domnul, dar asta nu înseamnă că se anulează durerea. Însă prin credință știm că pentru el este mai bine să se ducă acolo. De fapt, stimați frați, permiteți-mi să fiu puțin direct. Noi toată viața ne dorim să ajungem la Domnul Iisus. Și acum s-a împlinit. De fapt, când noi ne dorim să ajungem la Domnul Iisus,
Noi, inconștient, ne dorim să plecăm toți odată, la răpire. Atunci nu este durere. Atunci va fi o mare sărbătoare, o mare manifestare de măreție și glorie. Pentru că voi pleca cu soția, cu copiii, cu nepoții, dar acum plec singur. Și în urmă rămâne tovarășul de viață care după 20, 30, 40, 50 de ani de căsătorie, de umblat împreună, de bucurie și suferință, unul pleacă, se duce la Domnul, dar celălalt rămâne aici. Cu neputințele bătrâneții, cu tot felul de lucruri care apar înspre ultima parte a vieții. Și Domnul Iisus spune, aveți credință în mine, aveți credință în planul meu, în organizarea mea, în programarea mea, așteptați cu încredere că ce urmează este mai bun și până la urmă este cel mai bun. Asta vrea să spună Domnul Iisus, bazați-vă pe programarea pe care am făcut-o eu, nu e nicio greșeală, nu-i prea devreme, nu-i prea târziu. Voi gândiți ca voi, voi gândiți de multe ori cu sentimentele, dar bazați-vă pe Dumnezeu, aveți încredere în Dumnezeu. El s-a calificat când a creat universul să avem încredere în El. Înțelepciunea, inteligența, priceperea, capacitățile, autoritatea Lui a fost atât de mare încât nici astăzi oamenii de știință nu poate să înțeleagă viața nici în micro, nici în macro. A doua soluție o găsim în versetul 2. Când inima se tulbură, speranța în împărăția lui Dumnezeu aduce liniște, echilibru și pace. Nu a plecat într-un loc rău, nu s-a dus la spital, nu s-a dus la nursing home, nu s-a dus pe stradă, nu s-a întors în România, s-a dus la Domnul. Nu există loc mai strălucitor ca și locul de la Domnul. Nu vreau să prezint moartea ca un ideal, dar vreau să prezint moartea ca pe o suferință, ca pe o despărțire, ca pe o trecere dincolo pe care trebuie să o suferim. Dar nu cu fatalitate, ci cu demnitate. Pentru că cine merge la Domnul, în împărăția lui Dumnezeu, de acolo nu se va mai muta niciodată. Acolo viața este veșnică. Acolo este El, El în persoană, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acolo sunt îngerii lui Dumnezeu, care uneori, fără să știm probabil, au venit în lucrarea lor, tainică și nevăzută, să facă o lucrare pentru noi și familiile noastre. Această tulburare a inimii este afectată pozitiv de credința noastră în Dumnezeu, dar este afectată pozitiv și de speranța noastră în împărăția lui Dumnezeu. În al treilea rând, când inima se tulbură, încrederea în revenirea Mântuitorului Iisus Hristos aduce echilibru, liniște și pace. Cântările noastre vorbesc despre revenirea Lui. Predicile vorbesc despre revenirea Lui. Revenirea Lui va marca într-un fel cu totul special istoria noastră și a întregului univers. Într-o zi sau într-o noapte, El va reveni. Și atunci orice durere se va opri. Și atunci cu toții ne vom duce acolo. Vom pleca în grup, într-un grup mare, marea familie a Domnului de pe pământ. Ce să facem când ni se tulbură inima? Trebuie pur și simplu, în mod conștient și disciplinat, să ne aducem aminte că Domnul ne-a spus să avem credință în El, să ne bazăm pe felul în care El organizează viața noastră. Dumnezeu își rezervă dreptul să ne traseze un anumit drum în viață și să hotărască detaliile vieții noastre. Iar aceste lucruri organizate de El, toate sunt spre binele nostru, chiar dacă unii pași sunt făcuți prin suferință. Finalul este sau va fi în glorie. Și ultimul lucru pe care îl mai spun, ce să facem când ni se tulbură inima, pe lângă credința în Dumnezeu, speranța în împărăție și crederea în revenirea Domnului, când inima ni se tulbură, ceea ce știm despre Dumnezeu și despre împărăția Lui din Biblie, aduce liniște, echilibru și pace. Ce știm? Știm că Dumnezeu este pe tron, știm că El este Tatăl nostru, știm că Fiul Său, pentru ca să ne scape, a venit la noi prin întrupare și pentru ca să ne ia păcatele, a trebuit ca să accepte
pedeapsa pentru păcat, moartea, și El a murit pentru păcatele noastre, ele nu mai există. Pentru că El și le-a asumat. Și Tatăl l-a pedepsit pentru faptul că s-a îmbrăcat cu vinovăția noastră, iar noi cu nevinovăția Lui. Noi știm că astăzi nu mai avem păcat. Noi știm că atunci când moartea va fi trimisă, Îngerul Domnului va veni. Nu ne va găsi într-o stare de păcat. De aceea nu mergem în locul de chin. De aceea nu vom merge în pedeapsă. Noi vom merge la Domnul. Pentru că cineva ne-a plătit biletul acolo. Cineva ne-a șters păcatele cu care l-am dezonorat pe Dumnezeu. Noi știm asta. Noi știm bine asta. Noi știm din Scripturi. Și dacă în urmă ne rămân copii mai mari sau mai mici, soția sau soțul, văduvă, văduv, datorii la casă, sau eu mai știu ce exemple să dau în intenția de a crea un scenariu, nu-i nicio problemă, eu am crescut fără părinți și Dumnezeu mi-a purtat de grijă. N-am avut curent electric până la vârsta de 20 de ani. Am luminat camera în care am stat primii 20 de ani de viață cu lampa cu petrol. N-am avut niciun viitor, niciun drept să ajung cineva în viață. Dar nu are nicio importanță cum începi. Dumnezeu poartă de grijă la văduvă, El poartă de grijă la orfan, El poartă de grijă la omul care nu mai are nicio soluție, pentru că Dumnezeu este soluția în sine. De aceea, prin Scriptură, cuvintele acestea nu sunt gratuite. Când vi se tulbură inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în Iisus Hristos. Această credință trebuie activată acum, în mod conștient, în mod voluntar, în mod disciplinat. Mă încred în Tine, Doamne, deși inima mea este plină de durere. Gândul mi-l pot duce la Tine, inima nu. Mă gândesc la promisiunile Tale, cred în Tine. Știu că mă vei mângâia, știu că îmi vei purta de grijă. Anii bătrâneții nu sunt ușori și-s diferiți de la unul la altul, dar Domnul va purta de grijă. Este garanția cuvântului Său. Este promisiunea celui preanalt care controlează universul acesta. Ce să facem când ni se tulbură inima în necazurile, în suferințele vieții și în despărțirea de cei dragi? În primul rând, să ne încredem în Dumnezeu. Pe aici este drumul nostru și vom trece cu demnitate. Există o durere imensă, dar ne vom baza pe prezența Sa, pe puterea Sa și pe promisiunile Sale. Și vom continua să mergem împinși, purtați, mângâiați și îngrijiți de Dumnezeul cel preanalt. De asemenea, ne vom pune speranța în împărăția în care avem un loc pe care nu se va așeza nimeni. Uneori vrem să ne așezăm pe un loc care este ocupat și spunem, oh, ce rău îmi pare că n-am venit mai devreme să apuc eu locul ăsta. Dar locul unde eu voi sta în cer este rezervat pentru mine, fiindcă Dumnezeu îmi cunoaște istoria. Ce să facem când ni se tulbură inima? Să ne încredem în revenirea lui Hristos. Nu-L va opri nimeni. El va reveni. Nu-L va opri nimeni nici la prima venire, nu-L va opri nimeni nici la revenire. El va reveni pentru că a promis. Există garanția cuvântului Său. Ce să mai facem? Să ne liniștim inimile prin ceea ce știm despre promisiunile lui Dumnezeu. El a promis și lucrul acesta este suficient pentru noi. Dragă frate Radu, dragi copii, stimată familie extinsă, oamenii lui Dumnezeu care suntem mai apropiați sau mai puțin apropiați de familia Codrean, aduceți-vă aminte astăzi, cândva noi toți vom sta pe băncile acelea. Și nu știm cine dintre ai noștri ne va aduce pe băncile acelea. Dar aceasta este călătoria noastră spre cer. Însă atunci când inima noastră vom simți că nu o să suporte suferința, atât de intensă este, să ne aducem aminte de credința în Dumnezeu, de speranța în împărăția lui Dumnezeu, de încrederea în revenirea lui Iisus și să ne aducem aminte de ce am învățat o viață citind Biblia și ascultând predicile în casa lui Dumnezeu. Ceea ce știm atunci ne va suferi, că suntem la încercare. Acum suntem într-o stare de normalitate. E normal, e ușor, e simplu, e obișnuit, dar acolo nu știu cum este. Doar la mormântare la mama am fost.
Dar și relația mea cu mama a fost așa cum a fost, nu-i timpul acum să vă aduc aminte de treaba asta. Dar nu, n-am fost în experiența să-mi văd soția sau copii acolo. Dar lucrul acesta cu siguranță se va întâmpla. Eu să o văd pe ea, să avea să mă vadă pe mine. Trebuie să-mi pregătesc inima pentru timpul acela. Cum? Cultivându-mi credința, întărindu-mi încrederea și speranța și cunoscând din ce în ce mai mult și bazându-mă pe onoarea celui care mi-a spus ceea ce știu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă mângâie, Dumnezeu să vă poarte grijă. Amin.